Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod din Dacia 50 Vlog. Eu sunt Albert Vrăbiuță și astăzi o să mergem să aflăm povestea unei Dacii aproape prezidențiale. Despre ce e vorba, vedeți în momentele următoare. Iar cât rulează genericul, aveți posibilitatea să dați un like, un share și un subscribe. Așa că ne vedem în momentele următoare. Să zicem că sunt un om, încă, pasionat de Dacia. În special, din punctul meu de vedere, e pasionat de Dacia 1100. Dar ideea de la care am început a fost să salvăm cât mai mult din ceea ce înseamnă Dacia. Fie că este vorba de mașini, este vorba de povești, este vorba de istorie, articole și nu în ultimul rând să încercăm să aflăm adevărul despre istoria Daciei. Pentru că cel puțin în ce privește Dacia 1100, informațiile de la care noi am plecat s-au dovedit mai mult sau mai puțin adevărate. Și atunci este ca acea vorbă veche cu teoria și cu practica. Încercăm să vedem dacă ceea ce mi s-a transmis din articolele vechi este adevărat. Eu știu că tu nu te ocupi doar de Dacia 1100, ci Voalat te ocupi de mai multe tipuri de Dacia. Da, să zicem că meseria mea de bază nu este nici mecanic, nici restaurator, este cu totul altceva. Dar din copilărie, datorită tatălui meu, am fost pasionat de mașinile vechi. Am crescut ca oricare om al generației noastre într-o Dacie. Nu mi-a plăcut Dacia, respectiv Dacia 1300 în care am copilărit. Dar la un moment dat, trecând prin multe alte modele de mașini, am hotărât și m-am stabilit pe Dacia 1100. Pe lângă, normal, colateral, m-am lovit și de alte modele de Dacia. Și unul din proiectele principale non-Dacia 1100 a fost în 2015 proiectul cu Dacia Acropole. După care, pentru diferiți prieteni, am încercat să facem ori proiecte de Dacia 1300 de curse, să spun așa, ori pur și simplu oameni care au vrut să salveze o Dacia. Și atunci, toți cunoscuții mei, în momentul în care se lovesc de cuvântul Dacia, că este vorba de o piesă, că este vorba de o mașină, că este vorba de orice altceva, mă anunță. Și am ajuns să avem și alt fel de Dacia decât 1100. Despre ce e vorba, despre acest alt fel de Dacia? Despre ce e vorba mai exact? Despre ce vorba? Păi la începutul anului 2019, un prieten mi-a spus că știe o Dacia 1410. Primul meu gând a fost că este vorba de o sportivă și atunci normal că am fost interesat. Dar s-a dovedit a fi o Dacia Break, care, dacă e să ne luăm după ceea ce scrie propriu-zis pe mașină, este o Dacia 1410. Dar ulterior, după ce am văzut mașina și uitându-mă la acte, am văzut că este o Dacia 1310. Am văzut-o. Este o Dacia Break, care nu a avut o viață foarte ușoară, deși are doar în jur de 40.000 de kilometri. Dar s-a dovedit că are o poveste interesantă. Și de foarte multe ori, în cazul mașinilor uzuale, că Dacia până la urmă este încă o mașină uzuală, mai ales modele după un anumit an,
s-a dovedit că are o poveste interesantă. Vreau să ajungem la poveste. Spune-mi, te rog frumos, câteva caracteristici neobișnuite ale autoturismului. Ce are? Când am văzut-o prima oară, deși era undeva în fața unei curți părăsită, mi-au atras atenția câteva elemente mai speciale, să zic așa. Respectiv, ușile, mânerele exterioare, care ulterior am aflat că sunt dedicate Liberta, Dacia 1320. Partea din față, respectiv capota și grila de aerisire, care sunt de CN1, dar mașina este cu faruri rotunde, ceea ce era ceva normal în 1987, în anul în care a fost ea fabricată. Și multe alte detalii care mai există sau nu mai există în momentul de față pe mașină. Ok. Și acum revenim la poveste. Care e povestea din spatele detaliilor? Povestea din spatele detaliilor. Omul care o avea și care vrea să scape de ea, sperând că nu ajunge mașina la fier vechi, a lăudat-o foarte mult ca fiind domnului Vlăduț Nisipeanu. La momentul respectiv nu știam cine este acel personaj, dar după ce am văzut mașina, înainte de a hotărâ dacă o salvez sau nu, am venit acasă și am căutat pe internet. Internetul este sursa noastră principală de informații în ziua de astăzi și am văzut că, teoretic, domnul Vlăduț Nisipeanu ar fi trebuit să fie, de fapt, președintele României în locul lui Nicolae Ceaușescu. Are o poveste foarte interesantă. Dânsul a scris inclusiv o carte și găsiți foarte multe articole mult mai precise decât ce mi-aduc eu aminte, dar în mare a provenit dintr-o familie săracă din Oltenia, de unde mă trag și eu, jumătate de familie, și am o anumită afinitate către Oltenia, și a ajuns să facă studiile în Rusia. Acolo a fost coleg de cămin sau de an, nu mai țin minte exact, cu Gorbaciov și una din fetele lui Stalin. Fata lui Stalin, să zicem că l-a plăcut, avea probabil gânduri destul de serioase cu el și l-a prezentat tovarășului Stalin, care l-a testat în diferite moduri, începând de la o discuție simplă până abia împreună o vodcă într-o halbă de bere și a propus la un moment dat să fie președintele României. La momentul respectiv era Petru Groza, care urma să fie înlăturat sau este n-a mandatul, nu știu detalii politice, noi suntem cu fiarele vechi și el a refuzat. Ulterior, deși și-a făcut studiile în Rusia, nu a fost tocmai un fan al sistemului comunist al anilor pre-1989. Și în 1987, statul român a trebuit să-l oarecum despăgubească, deci trebuia să-i dea niște beneficii. Și el a optat pentru o casă și o mașină. Mașina, că asta ne interesează pe noi, nu suntem în imobiliare, a fost această Dacia, făcută pe comandă de răposatul domnul Stroie. La momentul respectiv, simplu fapt că reușeai să ai o Dacie era un lucru wow, iar el a primit această Dacie făcută pe comandă cu niște elemente extra față de o Dacie de serie, ceea ce am descris mai devreme. Ușile de Liberta, 1320, acest bot de CN care era foarte căutat, capota, din ce am înțeles, era câțiva colegi de la clubul Dacia 1300,
care au lucrat în sistem era mult mai rezistent. Și a avut această mașină care nu a folosit tot cine știe ce. Din păcate, din ceea ce am observat, mașina nu a stat într-un mediu foarte ok pentru ea. A avut și un incident în partea din spate. Dar am considerat că este un exemplar de Dacia care are o poveste de spus, că până la urmă diferențierea între Dacii o face povestea, mai ales după un anumit an, și am considerat că merită salvată. Așa că a ajuns în patrimoniul nostru. A ajuns la spital. Da, a ajuns. Nu a ajuns la spital, că de obicei la spital de sutici, ajung sutici și ajung mașini care mai mult sau mai puțin sunt în procesul de se află în procesul de restaurare. Ce se va întâmpla cu ea? Care sunt planurile de viitor? Păi, ținând cont că nu avem o afinitate extraordinară către acest model, am încercat să găsim un coleg de suferință care este pasionat mai mult decât noi de acest model și care o va repune pe roți și, cum se spune, îi va reda strălucirea de altă dată. Mă rog, e vorba de o Dacie, nu cred că a avut ea prea multă strălucire, dar în fine. Mașina surprinzător a pornit după o vreme destul de lungă în care nu a funcționat. Din păcate acum când facem acest video s-a răsfățat și n-a vrut să pornească, dar rămânem datori. Și sper din tot sufletul să ajungă la acest coleg, pentru că majoritatea mașinilor care au ajuns la el au avut o soartă foarte, foarte bună. Mulțumesc frumos pentru timpul acordat și sperăm să auzim și alte povești de succes în perioada următoare. Și noi mulțumim și sperăm și noi la fel.